Who missed? And you mentioned the group. Missed. Oh, yeah. I'm going to go there and play with the rock. Au venit niște frați de lângă Caransebeș și zilele astea au venit și din Franța cineva. Au venit aici și stau împreună, vorbim, Dumnezeu, e super fain. Aici în parc mărturisesc păcatele, ne rugăm pe eliberare. Cineva are nevoie de vindecare. Fain. Na, el e Silviu, venit aici în Timișoara, să am zis înainte, să ne rugăm să ăsta. Aici avem pe Denis din Franța. Dani. Da? Dani. Cum te cheamă? Daniel, dar pe scurtat, Dani. Ok, e bine. Și Cristi, tata lui Dani. Aici e David tot timpul în acțiune. Na bun, ne-au rugat pentru el, au avut multe apăsări, satana l-a apăsat mult, îl condamnă mult, luptă spirituală, are nevoie să învețe adevărul și să stea drept. Ne-au rugat pentru el și o să zic el ce s-a întâmplat, ca să nu zic eu, atâta. Cum a fost când am pus mâinile peste tine și ne-au rugat să vină Duhul Sfânt peste tine și să te umple? Da, deci am simțit eliberare, așa o... Am simțit cum a venit Duhul Sfânt de două ori peste mine. Cum? De două cum a venit? A venit de sus. De sus a venit peste mine. Am simțit la sfârșit un tremur aici pe cap. Uh-huh. La sfârșit a doua oară. Uh-huh. Am simțit pacea. Unde? În piept. Așa, deci ai simțit că a venit de sus, așa, a coborât și a rămas în piept, nu? Da. Și acum s-a dus agitația deci și tot ce aveai. Înainte aveam o apăsare. Așa. Apăsare. Apăsare, așa. Uh-huh. O presiune. Da, e important. Și s-a dus. Când a venit de sus așa, valul ăla așa, de pace. Da, a venit de sus un val, o pace așa, foarte plăcută. De două ori a venit. Și acum simt o pace așa, pace Domnului Iisus. Super. Bun, atât. Zi, cum a fost cu picioarele? Mi-a rugat pentru picioare. O crescut sau nu a crescut? Cine s-a rugat? Cine s-a rugat? Eu. Fiul tău, a? I-am arătat lui, i-am zis ce să facă, s-a rugat și eu crescut. Și tu, ce problemă ai avut? La spate. Te durea spatele, la coloană, nu? Da. Ne arăți unde ai avut problema? Acolo, așa, nu? Și? Ce s-a întâmplat? Nu m-am ajutat. Nu te-am dat. Ce-am făcut eu? Te-ai rugat pentru spate. Cum? Cum am făcut? Ia, arată pe Silviu cum am făcut. Așa? Am pus mâna așa pe tine la spate și pe aia m-am rugat, nu? Și Iisus te-a vindecat. Super. Mulțumim, Tată Sfânt. Acolo e Sorina cu Mado. Din... Cum? Iisus e vindecat. A vindecat. A vindecat. Awesome. Super. Na. Deci e bine. E real, nu? Da. Super. O merita să vii din Caransebeș până aici, nu? Da. Super. Mulțumim, Tată Sfânt. Amin. Salut, Andrei, și... În video ăsta, după cum ați văzut, am mai filmat câte ceva ce am mai făcut. Dacă cineva are vreodată întrebări legate de ce vreau să filmez și să pun și să arăt ce facem. Iisus când zice să nu batem cu trâmbița, să nu zicem ce facem și așa mai departe, el se referă la faptul că să folosim asta ca să ne dăm noi mari cât suntem noi de neprihăniți față de alții și să zicem că prin asta ne câștigăm neprihănirea. Și ne arătăm oamenilor și să primim slavă de la oameni, ca să să fim apreciați. Deci ce zice Iisus acolo? Zice, care e scopul și motivul în spatele căruia tu faci milostenia sau fapta bună sau ce vrei să arăți? Pentru că în Biblie zice și Pavel zice și așa mai departe tot zic să facem fapte bune și să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune. Să îmbinăm credința cu fapta și așa mai departe. Să ducem lucrurile astea în împlinirea lor. Deci să le facem, nu doar să le credem și să le spunem. Și făcând, suntem și împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Și motivul pentru care le pun și le arăt e ca să îndemn pe alți creștini la fapte bune și să încurajez. Eu personal am văzut videouri, am auzit mărturii și asta m-a încurajat foarte mult și m-a pus
simțeam Duhul meu cum primea râvnă și dorință și eram încărcat și asta mă motiva să mă duc să fac ceva. Și ăsta e motivul pentru care încerc să filmez și să pun câte ceva aici pe acolo. Na, alții sunt alții care pun mai mult ca mine, eu nu încerc să pun chiar atât de mult. Când se ivește o ocazie, pun. Ce vreau să zic e că au venit niște doi misionari din Franța, care am mai întâlnit acum 2 ani, am mai ieșit cu ei afară. Acum au fost luptă spirituală săptămâna asta foarte multă și am vrut să mai filmez anumite lucruri din casă despre demo și așa mai departe, dar n-am apucat să le filmez, dar s-a făcut că le-am pus în practică foarte mult în săptămâna asta. A fost foarte multă luptă spirituală și evangelizare și tot felul de lucruri foarte faine. Și am ieșit cu ei și s-a făcut că au fost și alți frați aici în România care erau de prin altă parte, nu are rost să zic acum, au venit aici, ne-am întâlnit cu ei și s-au întâmplat tot felul de lucruri faine. Și am mers prin oraș și trebuia să meargă cineva la baie și Sorina s-a dus să o ajute să intre la baie, că nu prea se descurca pe acolo, că na, România, Franța, diferite chestii. Și s-a făcut că persoana care avea grijă acolo de la să dea bilete și așa mai departe, avea o Biblie mai jerpelită pe masă și Sorina s-a rugat pentru tati, a vorbit cu ea, a dat pliantul, a zis că să mai venim pe acolo. Și ce vreau să zic e că circumstanțele în care te afli și locul în care te afli, nu știi ce poate Dumnezeu să facă prin tine acolo. Și de aia nu trebuie să ne limităm la a face lucrurile așa într-un mod clar, că Dumnezeu poate să ne folosească în diferite locuri, în diferite... De aia am pus sau o să pun, nu știu exact cum o să pun, după sau înainte, deci o să vorbesc aici clipul ăla puțin acolo cu Sorina la baie. Băieții ceilalți, eram acolo, asta a fost altă zi, asta primele l-au fost într-o zi și asta a fost în a doua zi, ce o să fie ăștia alți. Acolo se drogau în fața mea și pe unul din ei îl știam. Acolo și-au făcut ăsta, cei care știu, na, deci își făceau pac. Și unul din ei îl știam și m-a văzut și era cu el în mână, oh, scuze. Și am zis, știu că face asta, oricum nu trebuie să mie nu-mi greșești cu nimic. Scuze și la doamna, că o știa și pe Sorina. Și am vorbit cu ei și i-am întrebat dacă pot să mă rog pentru ei. Și m-a rugat pentru ei și... pentru primul m-a rugat să-l binecuvinteze și pe al doilea am simțit că trebuie să mă rog să iasă ceva din el și m-am rugat, l-am luat de mână și n-am zis nimic, nici nu știu exact ce se întâmplă, dar s-a început să plece așa în față și după aia am simțit că s-a terminat și o să vedeți ce zice el. Pe băiatul care era încă la pian, el ne cunoștea, el era planeta, deci deja eu în timp ce mă rugam pentru ăștia alți doi, el s-a drogat și după aia le-a dat și la ăștia alți, dar erau mai... Nu mai putut să mai drogheze, deci a fost ceva, nu mai erau așa tare. Ori luat, dar parcă nu li s-a mai întâmplat nimic, nu știu, n-am mai pățit așa ceva. A fost prima dată când am pățit așa ceva, chiar să văd în fața mea că nu mai au plăcere din asta. Și le-am zis că dacă l-ai pe Iisus în inimă, nu-ți mai trebuie nimica, nu-ți mai trebuie așa ceva. Pentru că îți umple tot ce ai și ascultau și primeau și au vrut să primească. Și trebuie să înțelegem că dacă unii oameni ne primesc pe noi, îl primesc pe Iisus, că așa zice Iisus. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și băiatul ăsta care era la pian, am pus mâna pe el, era așa. Și cu mâinile pe pian acolo, pe ăsta care era în parc. Și am pus mâna pe el și am zis, la fel, am zis, ieși afară. Și o ridicat așa, s-a trezit și a zis, bă, trebuie să plec și eu cu ăștia. Și a plecat și el cu ei. Și ne-am întâlnit, cred că cu puțin mai încolo, l-am văzut și era complet treaz. Deci, da, cine știe, știe. Când te droghezi, te ține ceva timp, nu te poți trezi așa instant. Nu știu, oricum, au fost lucruri faine, vedeți, tu să vedeți ce zic ei, e un pic scurt, dar, da, în fine. Deci, iară zic, scopul pentru care pun astea și sper să pun mai multe în continuare, practice așa să arăt pe afară, e ca să îndemn la fapte bune. Cine nu e de acord? Asta este. Eu nu am venit aici să-mi câștig aprecierea oamenilor și nici a creștinilor. Sper să încurajeze și să binecuvinteze pe cât mai mulți. În numele Iisus, fiți binecuvântați! Zii, David, ce facem? Mergem acasă? Mergem acasă? Zi acum. A fost așa fain, parcă te-ai rugat pe fetea aia, după ce ai terminat, m-am eliberat așa fain. De unde? Parcă nu știu, a ieșit ceva așa din mine. A ieșit ceva din tine, nu? Da. A, știi ce am zis ea, să din tine.
Un demon? Am zis iasă demonul din tine. Poate chiar a ieșit. Păi poate? Tu l-ai simțit, eu nu ți-am zis nimic ce fac. Am zis ceva, mai auzit ceva când m-am rugat? Ce am, cum am făcut? I-am luat așa de mână? Da, așa. Așa? Și atât, și n-ai auzit nimic, numai ai simțit așa, că-ți vine stelaș în jos, nu? Tu ai simțit ceva când m-am rugat pentru tine? Ce ai simțit? Nu știu ce... Așa, în interior? Nu vorbești prea bine? Ah, ok.